avem deja o tradiție în Episcopia Caransebeșului ca în această octavă de rugăciune să ne întâlnim la o biserică ortodoxă, respectiv la o biserică romano-catolică, împreună cu preasfințitul episcop Iosef al Timișoarei din dioceza romano-catolică și sigur să oficiem o rugăciune pentru unitatea tuturor creștinilor. Avem un singur Dumnezeu și știm că Dumnezeu este iubire și Dumnezeu ne cheamă pe toți la unitate. Trebuie să ne respectăm unii pe ceilalți și să fim prieteni, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos spune ucenicilor săi foarte clar: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc eu, iar porunca Mântuitorului este iubirea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu pe voi. Deci în duhul iubirii și al păcii lui Iisus ne-am adunat și astăzi aici la Reșița, după ce joi am fost în Biserica Ortodoxă din Anina, cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, și credem că aceste întâlniri sunt benefice atât pentru credincioșii romano-catolici, cât și pentru credincioșii ortodoxi. Mai ales că suntem în Banat și Banatul întotdeauna a fost un exemplu pentru țara noastră și, de ce nu, pentru întreaga Europa. Banatul poate fi numit Galileea neamurilor și cred că aici întotdeauna a fost nu numai toleranță, ci chiar dragoste interetnică și interconfesională. Avem foarte multe familii mixte și credem că aceste întâlniri nu pot decât să ne apropie pe unii de alții și pe toți să ne apropie de unul și același Dumnezeu, căci Dumnezeu este iubire. În fiecare duminică și sărbătoare și la mănăstiri și la catedrale, la Caransebeș, în fiecare zi unde se oficiază Sfânta Liturghie, se fac rugăciuni speciale pentru cei bolnavi. Suntem aproape de cei bolnavi, mai ales cei care sunt la terapie intensivă. Suntem aproape sufletește, dar și fizic, pentru că am avut mai multe campanii umanitare în anul 2020 și vom continua aceste campanii umanitare, tocmai ca să fim aproape și fizic de cei bolnavi, dar și de oamenii care fac parte din această categorie, să zic, vulnerabilă. Cei în vârstă, cei care nu au pe nimeni, cei singuri. Deci mesajul nostru este de întrajutorare frățească, indiferent de etnie sau confesiune, când este vorba de boală și suferință, când este vorba de un om singur și necăjit, trebuie să fim aproape, pentru că exemplul suprem ni-l dă însuși Mântuitorul Iisus Hristos, samarineanul milostiv prin excelență. Doamne ajută! Mulțumim! Deci Reșița este foarte aproape de inima mea. În 1992 împreună am pornit aici această mișcare, zicem așa, ecumenică. În 93 ianuarie deja ne-am rugat împreună și de atunci în fiecare an, în fiecare zi a octavei de rugăciune ecumenică pentru unitatea creștinilor, s-a întâmplat că eram și 25 preoți la o întâlnire. Pentru mine este o bucurie și un semn, o bucurie că deja putem să facem aceste lucruri, deja este un semn de unitate. Sigur că este și o speranță că ne vom uni, bisericile se vor uni și într-un mod vizibil, dar până atunci trebuie să cultivăm dialogul spiritual, adică în rugăciune, în convertire, dialogul carității, dacă se poate să ne ajutăm. Desigur că și este și dialogul teologic, care sunt mari cei care studiază teologie și acolo cu mult respect față de adevăr, cu iubire și cu umilință discută ca să
descopere adevărul, nu ca să nege adevărul, ci să le descopere într-o lumină nouă. Și mai este și dialogul vieții, unde putem face multe lucruri în comun, împreună. De exemplu, pentru cei săraci, pentru munca socială sau în educație și în multe privințe. Acum suntem aici la Reșița, în această biserică minunată, Preasfânta Treime, și vrem să ne rugăm împreună, pentru că rugăciunea comună este mult mai puternică, și vrem să și cultivăm, să construim fraternitatea între noi. Țelul este doar acesta. Și noi sperăm că Bunul Dumnezeu va binecuvânta strădania noastră și vom reuși să mergem împreună. Pentru că unitatea nu va fi așa că ne rugăm și odată din cer va coborâ unitatea, ci trebuie să mergem împreună în ceea ce se poate, și pe parcurs Bunul Dumnezeu ne va dărui tot mai mult din unitatea, până când ajungem la unitatea deplină. Desigur, pentru că oamenii suferinți sunt foarte aproape de inima lui Dumnezeu și sunt aproape și de inima noastră, și cei suferinți, cei bolnavi, tot timpul sunt prezenți în rugăciunile noastre. Ne bucurăm mult că ne putem întâlni în această seară, în cadrul săptămânii ecumenice, în care locuitorii acestui județ, că sunt din Reșița, că sunt din Anina sau din Caransebeș, și de diferite religii, vin și ne rugăm împreună. În această zi este extraordinară, pentru că în Catedrala din Govândari Catolică va fi o slujbă oficiată de doi episcopi, episcop romano-catolic Iosif Ceava Pal și episcopul Caransebeșului Mic Lucian. Suntem încântați, vedeți, este lume foarte, foarte multă, probabil că au fost mult mai mulți doritori să vină la acest eveniment, dar datorită regulilor impuse trebuia dat un telefon și trebuia să-ți rezervi un loc. Oricum, toată lumea a venit cu sufletul deschis și bucuroși, pentru că considerăm că peste tot există un singur Dumnezeu și ne putem ruga toți împreună la acest Dumnezeu. Sunt foarte fericită să mă aflu aici, pentru că în această săptămână, săptămâna ecumenică, când în toată lumea creștinii au pus pe primul plan cuvântul frățietate sau fraternitate, ne aflăm în Biserica Romano-Catolică, deși suntem ortodoxi, pentru că împlinim porunca Mântuitorului, care spune să ne iubim unii pe alții și toți să fie una. Mulțumesc! Iată că ne aflăm pentru a 29-a oară la Reșița, în octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Este o ocazie deosebită de a ne apropia sufletește toți creștinii din Banatul Montan, din Reșița, ocazie de a avea în mijlocul nostru doi ierarhi. Este vorba de ierarhul romano-catolic din Timișoara și ierarhul ortodox din Caransebeș. O bucurie și o binecuvântare pentru întreg municipiul Reșița. Să putem folosi cambia, știi? Și la biserică din Ștaier e o chestie din asta, știi? Mm-hmm. Da, da. N-am scăpat de
da. De a ne îmbolnăvi. Da. Eu zic că prin minunile acolo, știi, așa. Mm-hmm. Tu... Care-i treaba? Preoție, iubiți
Frați și surori în Hristos, cu multă iubire vă salut pe toți, reprezentanții tuturor cultelor care sunteți astăzi aici prezenți în această biserică care este dedicată Preasfintei Treimi. Când am fost consacrat, am ales acel motto pe care l-au cântat tinerii noștri prieteni, acolo, serva Eos, păstrează-i în numele Tău și după aceea mai bine ca să fie toți una, precum noi, spune Iisus în rugăciunea Sa către Tatăl. Sfânta Treime, acolo și pe icoana, am ales o icoană a lui Rublov, Sfânta Treime, pentru noi reprezintă modelul unității. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trei persoane și totuși un singur Dumnezeu. Trei persoane diferite și o unitate. Ne învață că noi trebuie să trăim unitatea în diversitate. Și dacă trăim iubirea, atunci se realizează unitatea, dar unitatea totuși ne depășește pe noi. Nu reușim noi, cu forțele noastre, să o realizăm, de aceea suntem aici și astăzi, ca să ne rugăm și noi, să unim rugăciunea noastră cu rugăciunea lui Iisus, Tată, te rog, ca tot să fie una, ca noi să fim una în mod desăvârșit. La tine a fost la Anna, în Biserica Ortodoxă, atât de frumos a fost. Am știut că este o biserică așa de frumoasă. Și de frumoasă a fost aceea din lună să cultivăm între noi aceea fraternitate și aceea prietenie în care Iisus vrea să ne cuprindă. Deschide această seară de rugăciune și cere, așa cum ați cântat atât de frumos, păstrează. Pacea Domnului să fie cu voi. Acolo. De aceea, acum să ne căim de toate păcatele, ca să fim curați în fața lui Dumnezeu. Apărut termenul și nouă, fraților, ca păcătuit cuvântul, prea mare vina mea, de aceea rog pe Sfânta Maria, Curia Fecioară, pe toți sângerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru. Domnul să-și arate milostivirea și să ne dăruiască iertarea Sa, pentru că acolo unde domnește să ne îndreptăm pașii spre ținta la care Tu ne vrei. Noi nu înaintăm decât atunci când Tu continui drumul împreună cu noi. Sfinte Dumnezeu, înșelați de minciună și de falsitate. Am rămas cu idei preconcepute și prejudecăți reciproce. Adeseori n-am avut dorința de a ne confrunta în fața cuvintelor lipsite de conținut care susțin puterea, intoleranța
și lăcomia. Lumea în care trăim este unică, dar noi nu suntem pregătiți să întâmpinăm cu frații noștri în dreptate și pace. Devine semnul reînnoirii noastre pentru a lucra cu ajutorul Duhului Tău la venirea împărăției Tale. Întrucât Tu ești începutul și sfârșitul, dă-ne ca apa pe care o primim acum să fie o pregustare a noii creații în care sperăm. Acestea le cerem prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Strobește-mă, Doamne, cu isop și mă